Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim că suntem în casa lui Dumnezeu, că Domnul a îngăduit această oportunitate să fim în casa lui Dumnezeu și cum spunea și fratele Alex înainte, este un mare har. Amin. Nu este la întâmplare, nu este un noroc, nu este ceva întâmplător, este doar mila și îndurarea lui Dumnezeu și marele har care și l-a arătat față de noi. Ca și în această zi să putem să venim în casa Lui, să ne putem ruga, să ne putem bucura în cântare și în psalm spune cuvântul lui Dumnezeu că gata mi este inima să cânte și cred că inima noastră este gata să cânte. Până aici l-am lăudat pe Domnul și aș vrea ca și în cuvânt Domnul să ne dea putere să înțelegem și tot ce facem să fie spre înălțarea Domnului și spre zidirea noastră. Slăviți să fie Domnul! Amin. Mă gândeam la un exemplu de om al lui Dumnezeu, un tânăr care putem spune că a început din toate punctele de vedere bine. Și este vorba despre David. Și atunci când o armată întreagă se trăgea înapoi și îi era frică, a venit un copilaș care a îndrăznit să ridice capul, care a îndrăznit să ridice ochii și să zică, eu vin în numele Domnului. Și vedem aici, cuvântul lui Dumnezeu spune că David a vorbit cu împăratul Saul și au căzut de acord prin multe spuse de-a lui, au căzut de acord și spune că David a înaintat și a mers. Și zice aici în 1 Samuel, versetul 17, capitolul 17, versetul 45. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Toate aceste lucruri David nu le avea. Și noi, ca și oameni, în mod normal, am putea să zicem, garantat, pierdere. Sabie, scut și încă și pavăză. David n-a avut niciuna din acestea. Dar cel mai important e că David l-a avut pe Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici mai departe, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Domnului oștirii lui Israel pe care ai ocărât. Slăviți să fie Domnul și vedem mai departe că Domnul i-a dat biruință lui David într-un mod miraculos. Și atunci când ne încredem în Domnul, Domnul ne dă izbăvire într-un mod miraculos. Și îndemnul meu pentru dumneavoastră este ca să ne punem toată încrederea în Domnul. Să ne apropiem de Domnul și să ne punem toată încrederea în Domnul. Că e important să știi când mergi în luptă, în ce nume mergi. Că dacă mergi în numele unui om, este riscul să cazi, să pierzi. Dar dacă mergi în numele Domnului, ai garantat câștigul. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că mai departe David a mers în numele Domnului, Domnul i-a dat propășire și s-a îndurat de el. Și acest exemplu este și pentru noi. Tineri în vârstă, frați în vârstă medie, este și pentru fiecare. Exemplul acesta și Biblia are un exemplu pentru fiecare. Să mergem în numele Domnului. Se spune aici că este o luptă și este tot mai greu pe cale. Dar știm că noi îl avem pe Domnul și noi mergem în numele Domnului și cu Domnul suntem biruitori. Slăviți să fie Domnul! Amin. Și zice mai departe aici cuvântul lui Dumnezeu că David nu și-a sfârșit lucrarea doar la această luptă. Doar când l-au aplaudat oamenii și au zis, David, tu ești bun. David, tu ai învins zecile de mii. Atunci când pe împăratul Saul l-au demigrat și au zis miile și la David au pus zecile de mii. David nu s-a îngânfat, ci s-a înălțat. El a mers mai departe. Și zice cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel 18, versetul 5. David se duse și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oștirii de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Slăviți să fie Domnul! Atunci când mergi în numele Domnului, oriunde ai merge, ai biruință. Slăviți să fie Domnul! Chiar dacă nu o vezi pe moment, Domnul dă biruință și slăviți să fie Domnul că avem un Dumnezeu care dă biruință, avem un Dumnezeu suprem care lucrează. Și zice aici cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastru, versetul 3, capitolul 1. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Și știm foarte bine că fiecare lucru de sub cer are ceasul lui. Și cred că
Cel mai bun lucru în această seară este să chemăm prezența Domnului peste ființa noastră. Amin. Și Domnul să se îndure de noi. Amin. Să ne umple prezența Duhului Sfânt. Amin. Și să lucreze Domnul pe mai departe. Cred că l-am simțit pe Domnul această seară și cred că Domnul nu vrea să se oprească numai aici, ci vrea ca să facă o schimbare între noi. Și Domnul să lucreze la aceasta. Mă uitam peste biserică și vă vedeam așa mai triști. Și cuvântul Domnului spune că când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Și peste fețele noastre nu răsare așa de multe bucurie. Domnul să ne ajute să fim mai bucuroși pentru ziua care ne-a dat-o Domnul, pentru că suntem în casa Lui și să fim mulțumitori. Slăvi să fie Domnul pentru aceasta. Domnul să ne ajute la aceasta. Și Eclesiastru, care în traducerea lui este propovăduitorul, mai spune un lucru. În capitolul 3, versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu, dă-i noi veci. Și la ceea ce face El, nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este mai folos? Și ce va fi, a mai fost? Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Slăviți să fie Domnul! La cuvântul Domnului nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Dacă în privința dumneavoastră Domnul scrie vindecare, e vindecare, că e nimic de scăzut și nimic de adăugat. Dacă în privința voastră Dumnezeu scrie mântuire sau în privința copilului dumneavoastră sau celor din familia dumneavoastră scrie mântuire, atunci este mântuire că nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și prin orice ipostază Domnul face să se întoarcă la El orice suflet. Doar să scrie Domnul mântuire în dreptul Lui. Amin. Și noi ne rugăm pentru cei din jurul nostru ca Domnul să scrie mântuire. Amin. Dar ne rugăm și pentru noi ca să putem să fim un exemplu. Și zic ca Domnul să se îndure la aceasta. Vrem să creștem mai mult în a urma pe Dumnezeu și vrem ca numele Lui Dumnezeu să fie văzut prin viața noastră și chipul Lui Dumnezeu să se vadă prin viața noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare. Voi da citire din Psalmul 15 câteva versete și apoi vom intra înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și îndemnul meu pentru dumneavoastră este ca Domnul să se îndure și să lucreze și să ne ajute ca în lumea aceasta să fim un exemplu și chipul lui Dumnezeu să se vadă noi. Și zic ca Domnul să lucreze la aceasta. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce umbră în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amintă împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa, nu se va clătina niciodată. Amin.